Doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunt Natalia Catan și vă prezint la jurnalul orei 7. Aceasta ar putea fi ultima iarnă în care Kremlinul poate șantaja energetic Republica Moldova. De acest lucru este convins deputatul PAS Dumitru Alaiba, care dă asigurări că autoritățile vor identifica alternative la gazul rusesc. Alaiba a mai sugerat că din 2023 Republica Moldova nu va mai avea nevoie de un contract cu Gazprom. Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, a reacționat rapid la declarațiile lui Alaiba și spune că acordul cu gigantul rus nu poate fi reziliat. Depunem toate eforturile ca această iarnă să fie ultima iarnă în care Kremlinul ne poate șantaja energetic, pentru că începând cu anul viitor o să depunem toate eforturile ca acest șantaj, această presiune să aibă eficiență zero. La scurt timp de la declarația deputatului PAS a urmat și reacția șefului Moldova Gaz. Vadim Ceban i-a reamintit lui Dumitru Alaiba că Moldova Gaz și Gazprom au semnat un contract pe un termen de 5 ani. Contractul poate fi reziliat, poate fi condiționat doar de normele stabilite și în conformitate cu anumite proceduri. Conform regulilor pieței energetice a Republicii Moldova, furnizorii și consumatorii au dreptul de a schimba furnizorul principal în cazul în care condițiile pieței sunt mai atractive decât cele ale aprovizionării Gazprom. A scris Ceban pe pagina sa de pe o rețea socială. Deputatul PAS mai admite că în plină iarnă ne-am putea pomeni fără gaz de la Gazprom. Din acest motiv, Republica Moldova trebuie să devină independentă din punct de vedere energetic, mai spune Alaiba. Între timp, situația în domeniul electroenergetic din Republica Moldova se ameliorează. Deficitul de curent a scăzut semnificativ de la 33% cât era la începutul lunii până la 4-5% în prezent. Peste 80% de electricitate este importată din România. Fostul deputat PD Vladimir Andronache este învinuit în dosarul numit Consulatul Moldovei la Odessa, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Mai exact, procurorii îl acuză că a condus tentativa de a prelua în mod ilegal din proprietatea statului imobilul din Odessa în care și are sediul Consulatul Republicii Moldova aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Avocatul lui nu a răspuns la telefon pentru a oferi un punct de vedere față de aceste acuzații. Andronache, un apropiat al oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, figurează mai multe cercetări penale, inclusiv în cazul fraudei bancare sau în dosarul Metal Feroz. Fostul deputat democrat se află acum în arest preventiv după ce a fost extradat la începutul acestei luni din Ucraina. Un nou focar de gripă aviară a fost descoperit sâmbătă într-o gospodărie din satul Hirișeni, raionul Telenești. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a pornit o anchetă epidemiologică și a luat măsuri pentru a evita răspândirea bolii. Este al patrulea focar de gripă aviară în Republica Moldova de la începutul anului. Alte cazuri au fost înregistrate în raioanele Ungheni, Rezina și Fălești. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor le recomandă oamenilor să-și țină păsările închise în gospodării, în special în perioada migrării. În cazul în care păsările se îmbolnăvesc sau pierd în condiții suspecte, trebuie anunțate subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor, medicii veterinari sau autoritățile publice locale. Facturile pentru luna octombrie la curent și încălzire le-au dat fiori reci multor locuitori ai Republicii Moldova, de la oraș sau de la sat. Asta chiar dacă au făcut economie, mai ales că și vremea a fost destul de caldă. Iar acum se gândesc cu groază că îi vor costa utilitățile în celelalte luni de iarnă. Din noiembrie, guvernul va compensa parțial plata gazului și a curentului și îndeamnă pe oameni să se înregistreze pe platforma online pentru a beneficia de acest ajutor. Mulți dintre cei pe care i-am găsit la rând la poștă spun că au avut un șoc când au văzut sumele trecute în facturi. 557, 560 lei. Nici nu-i de pomenit, am pus chitanțe acolo în asta. Nu știu de ce ne-obniți așa de mult, eu idei n-am. Mulți locuitori de la sat au revenit la încălzirea cu lemne, gazul fiind prea scump pentru ei. Curentul însă nu au putut să-l economisească, așa că plata energiei electrice i-a ars pe mulți la buzunar. Adică ne-a venit 1011 lei, ne-a venit la lumină. A trecut cât ați achitat? 500 ceva. Și dacă unii spun că sunt conștienți de vremurile grele pe care le traversăm și economisesc la îndemnul autorităților, alții recunosc că au redus din consum mai mult de nevoie.
mai des stângem luminile, nu lăsăm deschis și trebuie de spalat în grămădii mai multe. Peste tot scumpește. Unii auzim pe stat loc scumpește. Din noiembrie, consumatorii casnici vor primi compensații pentru căldură și lumină. Scutirile vor fi trecute în facturile pe care le vor primi în decembrie. Executivul face ultimele calcule pentru a stabili sumele ce vor fi oferite drept compensații. Peste jumătate de milion de familii din Republica Moldova s-au înregistrat pe platforma guvernamentală online pentru a primi ajutor în perioada rece. Termenul limită este 25 noiembrie. Și prețurile tot mai mari la alimente sau servicii au pus o povară grea pe bugetele basarabenilor. Doar într-o lună unele produse s-au scumpit și cu peste 20%. Carina Müller a analizat evoluția prețurilor în octombrie, prezentată de Biroul Național de Statistică, și ne oferă toate cifrele. Bun găsit! Pentru a avea ce pune pe masă pe parcursul lui octombrie, cetățenii Republicii Moldova au fost nevoiți să cheltuie mai mulți bani decât până acum, mai exact cu 40% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Cel mai mult s-au scumpit legumele, ouăle și zahărul. Astfel, legumele au ajuns să coste cu 22% mai mult decât în septembrie și cu peste 60% mai mult față de octombrie 2021. De exemplu, un kilogram de roșii a costat aproximativ 50 de lei, iar ouăle de găină s-au scumpit cu aproape 10% într-o lună, așa că pentru 10 ouă consumatorii au plătit aproximativ 50 de lei. Zahărul s-a scumpit și el cu 5%. Printre produsele ale căror preț a crescut mai puțin sunt lactate, fructele și carnea. În ceea ce privește mărfurile nealimentare și serviciile, creșteri mari de tarife s-au înregistrat la gazele naturale cu peste 27%. Cu aproape 10% s-au scumpit serviciile comunale, dar și energie electrică. Biroul Național de Statistică a analizat și creșterea inflației de la lună la lună în țările din regiune. În Republica Moldova, prețurile s-au majorat cu 2,6% în octombrie față de septembrie. Mai rău este în Turcia și Italia, unde inflația a crescut cu 3,5%. Mai bine stau Belgia și Polonia, cu scumpiri de 2,4%, respectiv 1,8%. Fostul șef al întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova, Iurie Topală, rămâne în arest în penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Chișinău, care au respins cererea avocaților lui privind revocarea măsurii preventive. El este învinuit că în perioada 2015-2019, cât a fost șef la Calea Ferată, ar fi prejudiciat întreprinderea de 250 de milioane de lei. Iurie Topală a fost dat în urmărire internațională în noiembrie 2020. A fost reținut în ianuarie 2022 de ofițerii Interpol din Belgia și extradat în Republica Moldova la începutul acestei luni. În continuare urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme instabilă, cu înnorări, condiții de ceață și burniță în unele zone de pe teritoriul României. La Timișoara, Oradea și Constanța, cerul rămâne acoperit de nori pe tot parcursul zilei, iar temperaturile se opresc la 14 grade. La București, Sibiu și Brașov, vremea va fi mohorâtă, cu 12 grade în termometre. La Craiova și Iași, cerul va fi senin, cu maxime de 11 grade. Pe când la Cluj, temperaturile coboară la 9 grade Celsius. La Cahul, meteorologii anunță înnorări cu maxime de 12 grade. La Chișinău vor fi 11 grade, iar la Bălți sunt prognozate 10 grade Celsius. În următoarele zile se așteaptă precipitații. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Cu alte informații vă aștept la telejurnalul ore 8. Imediat începe emisiunea Telematinal cu Anatol Guzic și Mihaela Rudenco. Bună dimineața, Anatol, bună dimineața, Mihaela. Mulți zic că ziua de marți este una grea.
Voi ce părere aveți? Așa este, am încercat noi să îndrăgim ziua de luni. Ieri am depus eforturi maxime, am reușit. Acum nu știm deja, poate ziua de marți va fi mai bună cu noi, ea sau noi, deja o să găsim. Despre bunătate o să vorbim în prima oră, apropo. Așa este și vom face cunoștință și cu sportivii care duc faima Republicii Moldova pe internațional. O să discutăm cu boxerul Anatolie Gafin în prima oră a emisiunii, așa că avem subiecte destul de interesante. Ei, dar și dacă mai ținem cont de proverbul cine se scoală mai dimineață, mai departe ajunge, atunci ziua de marți este bună. Da, o dimineață frumoasă să aveți, succes și toate bune! Așa este, mult. Natalia, mulțumim! Țară bună dimineața! Bună dimineața, dragii noștri! Vă salutăm cu mare drag! Începe emisiunea Telematinal. Suntem la mijlocul lunii noiembrie, cum ar veni, data de 15. 15! Zi de marți, cum spunea și Natalia, cine se scoală mai dimineață doarme mai puțin, dacă ar fi să parafrazăm proverbul ăsta. Deci, cumva, oamenii aleg varianta potrivită pentru pentru starea lor. Corect. Dar are dreptate într-o oarecare măsură, că nu odată am vorbit noi despre ziua de marți, că este una grea, că noi tot ne plângem pe ziua de luni. Nu, totuși marți este cumva în popor considerată cea mai grea și chiar pe timpuri era și o zicală, da? Marțea nu e pentru spor, nici pentru ajutor, așa că nici nu muncim, nici nu ajutăm pe cineva. Ah, ce curios! De fapt, într-adevăr, dintre toate zilele săptămânii, așa știam și eu că marțea are cele mai multe semnificații mistice, cum ar veni, dar pentru că este guvernată de Marte, care este și zeul acțiunii, este o zi în care avem foarte multă energie, așa ar trebui să fie și se spune că ce s-a discutat luni trebuie să fie parafat marți, da? Pentru un contract. În Roma antică, de exemplu, afacerile majoritatea se discutau marțea și se făceau și investiții, adică plățile tot marțea se făceau. Știi că tu spuneai luni, că ieri că luni plățile nu e bine să facem tranzacțiile financiare. Da, fără tranzacție, fără bănișor, pentru că îi pierdem. Nu ne dăm seama ce semnăm, nu ne dăm seama ce cheltuim, pe ce cheltuim. Exact, exact. Așa că indiferent de aceste superstiții, oricum o să discutăm despre bunătate, o să vedem. Alexandrina a făcut un experiment, i-a întrebat pe oameni cât de des fac ei bine și cât de des primesc ei. Da. Bunătate din partea oamenilor, pe toate le aflăm mai târziu. Da, pentru că acum este momentul potrivit să venim cu prezicerile astrale, nu? Nu, sau? Zic mai întâi de toate să vedem care sunt subiectele pe scurt pregătite pentru această zi. După care revenim? Da, așteaptă! Astăzi la Telematinal. Orice zi poate fi momentul potrivit. Alexandrina Vrânceanu a întrebat oamenii cât de des fac o faptă bună și de câte ori li se răspunde cu bine la bine. 400 de elevi și toți cu aptitudini deosebite. Ion Railean a vizitat școala de arte din Ciorescu. Ce l-a impresionat în mod special, vedeți în emisiune. Învățăm copiii să se exprime frumos și să pronunțe corect. Recomandări utile de la Nina Rusu, logoped. Tot astăzi aflăm de la luptătorul Anatolie Gafin cum e să faci sport de performanță în Republica Moldova și să obții trofee peste hotare. Discutăm cu medicul nutriționist Sergiu Mundanu despre alimentația în școli și degustăm niște burgeri deosebiți cu food bloggerul Tom Blanaru. Rămâneți aproape! Câte chestii curioase și reportaje gastronomice. O să închidem ochii, o să închidem ochii. Să ne imaginăm? Da, o să ne imaginăm. Dar nu, e mai greu că imaginatul, pentru că va fi dificil pentru organismul nostru, pentru stomacul nostru. Ușurel o luăm noi cu micul dejun, ușurel. Dar ușurel, totuși, dar consistent. Consistent, da. Fiecare zi, da. Și pas cu pas, o oră, și consecvent, da, absolut. Mai promis că venim cu prezicerile astrale. Da, așa este. Hai să vedem cine are noroc la bani, cine are noroc la semnal a unor contracte. Da? Și am impresia că berbecii o vor face astăzi. Da? Da. Bun, nativii berbec, într-adevăr, au o zi bună din punct de vedere profesional, cum zicea. Este o zi excelentă pentru semnarea actelor importante, în cazul în care nu sunteți siguri de anumite aspecte, bazați-vă pe intuiție. Ce fel de intuiție, când deja horoscopul ți-a spus, gata, semnează, e o zi bună, gata, lasă intuiția deoparte. Și taurilor cum le merge? Nu știu, le merge excelent. În sfera carierii, la fel, tot, da, se iau după berbeci, însă, este acest însă care le dă planurile peste cap, câteodată
Se poate ca anumite persoane de la serviciu să nu vă susțină în demersurile voastre, dar nimic nu vă va distrage atenție de la planurile voastre, așa excelent. Că dați-i înainte. Așa, și Gemenii sunt astăzi foarte creativi, aveți idei de afaceri și proiecte care se pot concretiza în viitorul apropiat, în plus familia vă susține, așa că aveți toate șansele de reușită. Știi că contează mult când se completează toate planurile astea și... Observ, fiecare deja s-a dat în afacere. Sunt curios cum o să fie la voi la Raci. Ia, hai să vedem. Și sunt sigur și la Raci va fi totul ok cu... Ia, fii atentă, familia este în prim plan pentru Raci, da, lăsăm noi afacerele deoparte, banii, dar totuși valorile familiare sunt cele mai bune. O rudă sau o cunoștință apropiată are nevoie de ajutor și s-ar putea să-i faceți o vizită și să vă asigurați că dispune de tot de ce are nevoie. Foarte frumos. Asta înseamnă și un gest de bunătate inclusiv, nu? Da, da, că tot despre bunătate să vorbim, sigur. Corect. Uite, așa, un exemplu de la Raci să luați. Da, bine, sunt ok contractele, sunt ok banii. Era vorba despre toți Raci împreună, nu? Da, păi da, da, n-am zis, bine, eu zic spre mine pentru că sunt unul din acei mulți reprezentanți ai zodiei Rac. Într-adevăr, cum spuneam mai devreme, în această săptămână avem un motiv în plus să ne punem întrebarea când am primit ultima dată un gest de bunătate sau când am făcut noi o faptă bună. Bună întrebare, că prima este cea când am primit noi din partea oamenilor. Da. Nu, eu m-aș întreba invers, când am făcut eu ceva pentru asta și după care să primești tu respectiv bunătate. Mai nu știm care o fi acest răspuns. Colega noastră știe mai bine, Alexandrina Vrânceanu, a întrebat trecătorii cât de des fac un bine și de câte ori primesc și ei la rândul lor o atenție care îi bucură. Hai să vedem care sunt răspunsurile. Cea mai bună parte din viața unui om constă din faptele lui mici, mai ales cele de dragoste și bunătate. În contextul Săptămânii Naționale a Bunătății, am decis să întrebăm trecătorii despre ce înseamnă pentru ei bunătatea, cât de des se implică în acte de caritate, dar și cum își manifestă atitudinea binevoitoare față de cei din jur. Ce înseamnă pentru dumneavoastră bunătatea? Iubire. Bunătatea este în primul rând omenie. Când ești receptiv la cel din jurul tău și fiecare trebuie să fie mai bun pentru că primești înapoi ceea ce dă. Este o calitate care trebuie să ajuți să vezi toți binele din lume. Dragoste în primul rând. Căldura care noi dăm la toată lumea, desigur, absolut. Începând cu vecinul, terminând cu elevii de la școală. Adică trebuie să fim cât mai buni. De a face un om mai fericit, cu un zâmbet poți face o bunătate. Nu neapărat bunătatea asta este una materială, e poate fi una de a dărui energie pozitiv. Atenția pentru aproapele tău, bunătatea asta când ai multă răbdare și poți ține piept la toate nevoile din viață. Bunătatea, din păcate, astăzi nu este exprimată corect. De ce? Pentru că oamenii... Dacă ați observat, pe parcursul anilor s-a schimbat foarte mult relația între oameni. De la bunătate, astăzi ajungem răutate, care se creează pe baza invidiei. Cât de des vă implicați în acte de caritate? Cât de des faceți fapte bune? În fiecare zi. Mă prim cu nepoțica în fiecare zi, da. Aproape în fiecare zi, da? Și când ișorul mi l-a dat tot mie. Asta nu poți aprecia singur tu, asta te apreciază altcineva. Încerc la maximal să fac ceea ce pot și să ajut și atât cât și copiii să-i îndrum spre a face bine și pentru a ajuta în caz că nevoie și în măsura posibilității, desigur. În orice caz, lipsa de rău. Bunătatea, adică, eu știu, la fiecare clipă putem să facem un bine. Fie vorba de o bătrânică într-un autobuz, fie vorba de iertarea unui copil la școală, adică să nu punem nota 2 deodată dacă e vorba de meseria noastră, adică încercăm să fim cât mai buni. Această săptămână este dedicată bunătății și noi motivăm oamenii să facă fapte bune. Tu ce fapte bune ai face în contextul Săptămânii Bunătății? Săptămânii Bunătății. În primul rând mă comport destul de liniștit cu oamenii pentru că sunt o persoană impulsivă. Și mă strădui să-mi mențin calmul și să ofer zâmbete. Eu sunt optimist. Pe lângă că sunt impulsiv, sunt și optimist. Mă strădui să glumesc, mă strădui să ofer oamenilor zâmbet pe buze, ceea ce deja este o bunătate. Trebuie să apreciez alții, dar mă strădui să mă implic activ și ca voluntar și dacă trebuie material sau alte aspecte. Trebuie să fim mai activ, pentru că dacă nu ne ajutăm noi, nu o să ne ajute nimeni. Cât de des primiți dumneavoastră bunătatea? Cât de des o simțiți? Absolut fiecare zi. Prin ce? Prin tot. Avem oameni foarte buni în Moldova și mă bucur.
că locuiesc în țara noastră. Am vecini foarte buni care sunt atenți cu mine. Am rude apropiate care mă vizitează la anii mei și mă ajută cu ce pot. Nu duc lipsă de bunătate. Ce trebuie să facem totuși ca să menținem această bunătate în relațiile cu oamenii și într-o societate? Pentru că totul începe de la fiecare. În primul rând, asta începe de la educație. Și ceea ce vede copilul acasă și cum primește el de la părinți faptul că trebuie să te comporți egal, indiferent de venitul pe care îl ai, indiferent de abilitățile pe care le posezi, atât intelectuale cât și financiare. Bunătatea se manifestă prin lucruri mici, fie că este vorba de un zâmbet sau un gest frumos. Astăzi vă voi demonstra că pentru a face fapte bune este nevoie doar de dorință și empatie. Să mergem! Bună ziua! Cât costă un buchet de flori? Cât costă ăsta? 120? Ok, hai dați-mi-l pe ăsta mare. Mai aveți cumpărători astăzi? Dar de unde sunt florile? De la dumneavoastră din grădină? Da? Mulțumesc! Aveți o zi bună în continuare! Mersi bună să ai, pa, pa! Săptămâna asta este săptămâna bunătății și am decis să fac niște fapte bune și am decis să cumpăr pentru dumneavoastră un ceai cald. Nu contează cât costă, e un ceai. Nu, voi trebuie să acceptați faptele bune și o să le primiți și înapoi. Eu o să le primesc prin altcineva. Astăzi am decis să fac o faptă bună și pentru mine, așa că ultima pară am lăsat-o să o mănânc eu. Mulțumesc frumos, mulțumesc! Vai! Ce frumos e atunci când facem fapte bune, pentru că suntem răsplătiți înapoi. Trebuie să ne manifestăm bunătatea nu doar cu anumite ocazii, ci mereu și oriunde, prin respect, prin solidaritate și prin ajutor la nevoie. Vă îndemn să faceți în fiecare zi lucruri frumoase, pentru că bunătatea începe cu fiecare dintre noi. Cât de frumos acest exemplu al colegii noastre, Alexandrina. Și acest buchețel mi este tare cunoscut, pentru că masa mea de lucru este lângă masa Alexandrinei și azi dimineață când am intrat în redacție am văzut buchețelul ăsta de flori pe masa mea. Mulțumesc mult, Alexandrina. Crezi că era pentru tine sau nu era loc pe masa aici? Poftim, iată, vorbim de bunătate. Vorbim de bunătate și poftim ce întrebare, da? Da, consider că pentru mine. Bine, consider. Știi ce voiam să zic? Că mi-a plăcut, a zis Alexandrina, că e important să facem fapte bune pentru cei din jur, dar să nu uităm și de propria persoană. Adică apropo, important să avem grijă și de noi. Da, și mai este încă așa o chestie, că trebuie să ne acceptăm pe noi. Asta cum ar veni, poate vă întrebați, anume să nu vă găsiți propria persoană în acceptarea celorlalți, da? Să nu găsiți o persoană care să zică, da, tu ești așa, adică ești să nu căutăm validare de la alții. Da, uite așa, te uiți în oglindă și zici, ăsta sunt eu, da, cu bune și cu rele. Asta e, acceptați-vă, iubiți-mă cum sunteți. Și nu încercați să schimbați alți oameni. Da, e complicat să ajungi la starea asta de zen în care nu vrei să schimbi alți oameni sau te accepti în totalitate așa. Ei bine, cum dacă ești, tu găsești validare în alți oameni, să știi că ai găsit în persoana mea și zic că ești cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai talentată. Mulțumesc frumos! Cel puțin 3 ore cât stăm, da, împreună. Da, știu că după asta nu mai e, da, am înțeles.
Este, draga mea, este, este. Cum să nu mai interacționăm atât de des. Bine, am înțeles. O altă bunătate este și a părinților, da, pe care o oferă copiilor. Da, este arată de exemplu, da, ce înseamnă bunătatea. Și uite că părinții devin mai buni pentru copii atunci când le oferă un soi de libertate. Un soi de libertate, da. Important în general să le oferim copiilor posibilitatea de a-și alege o direcție de dezvoltare încă de mici, fie că vorbim despre sport, tehnologii sau chiar artă. Așa este, iar o școală de arte poate veni în ajutorul părinților la instituția cu profil din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Elevii învață să crească adevărați artiști. Școala de arte din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău, are o istorie frumoasă. Se află într-un monument istoric construit acum un secol. Aici e o atmosferă aparte, începând din curte, unde elevii practică artele decorative. Inițial a fost școală de agricultură, inițiată de către fondatorul, prin testament, Ion Gheorghe Ciorescu. Deci aceste toate au fost moșiile dumnealui. Pe parcursul anilor, edificiul a avut mai multe destinații. O perioadă aici a fost spital militar, apoi o școală pentru viitorii agricultori, după care școala de zootehnie și veterinărie. Ca instituție, școala de arte a fost deschisă în anul 1990 ca școală de muzică în satul Cricova Nouă. Mai apoi, prin decizia Ministerului Culturii, la inițiativa primăriei comunii Ciorescu, a fost redenumită în școală de arte. Cei peste 400 de elevi sunt încadrați în diferite secții: muzică, teatru, coreografie, meșteșuguri populare. La școala de arte din Ciorescu vin și copiii din localitățile învecinate. Inspirația copiilor și se numește plein air, adică la aer liber. Copiii, avem astăzi copii începători care sunt mici artiști, inspirându-se din natură, din culorile naturii, redau pe foaie și deschid sufletul prin culoare. Elevii participă la diferite festivaluri, de unde se întorc mereu cu diplome și trofee. Iar în cadrul atelierului de meșteșuguri populare sunt promovate tradițiile și îndeletnicirile frumoase de altă dată. Copiii vin, să zic așa, cu plăcere, toți muncesc și e un meșteșug care se face util. Modulele sunt diferite, de la țesut, croșetat, tricotat, broderie, orice. Și mie îmi place să cos și să fac diferite lucruri, să fac ovorașe și să brodez. Cu iubire, fiindcă procesul nu poate să fie repede aici. Trebuie să ai multă iubire și ca să ai răbdare, fiindcă orice lucrare este făcută cu suflet. În altă secție, elevii creează diferite lucrări din hârtie și tapiserie. La aceste ateliere participă și câțiva copii refugiați din Ucraina. Я из України, город Одеса, і я плету лягушку. Меня зовут Артём, і мені здесь нравится особенно із бумаги делать. Всякі оригами і квілінг теж інтересне заняття. Unul dintre cele mai numeroase colective este cel de dansuri populare. Copiii învață cele mai frumoase hore, bătute și sârbe tradiționale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sunt al 8-lea an în instituție. Am avut 3 promoții. Baza este dansul popular. Și ne străduim noi cu dansul popular, cucerim lumea. De 4 ani practic dansurile și vin cu mare dragoste la dansuri. De mică îmi doream foarte mult să dansez și chiar dansam pe casă. A reușit să plecăm și pe la hramuri și pe la alte concerte și dansez cu mare drag. Am venit la dansuri deoarece mi-am dorit foarte mult să dansez și să întâlnesc cu oameni noi. Mă mândresc foarte mult pentru că am colegi extraordinari și învățătoare foarte interesante și foarte susținătoare în noi. Ne ajută mereu să practicăm mișcările, ne face viața mai ușoară. Iar copiii care fac muzică studiază solfegiu, canto, dar și mai multe instrumente. Învață
tehnica vocală, ținută scenică, avem foarte multe participări, atât naționale cât și internaționale, festivaluri, concursuri, concerte, emisiuni televizate. Sunt motivată și plus la toate îmi place ce aici fac. Și sufletul vorbește despre fapte. Eu merg la cantul de la vârsta de 6 ani și am ales anume muzică, deoarece ne tare îmi place, e de fiecare dată când. Cânt de 2 ani jumate la canto și îmi place foarte mult. Avem o profesoară foarte deșteaptă, frumoasă, ne învață foarte multe lucruri frumoase. De joacă de 3 ani am ales acest instrument că și mama a vrut, dar și mie a început să-mi placă și am văzut că e frumos și am început să frecventez. Fără muzică nu știu cum aș trăi. Copiii vin cu mare plăcere, deși școala de arte, eu la toată lumea le spun, școala de arte este benevolă. Copilul trebuie să vină la școala de arte din plăcere. În ceea ce preferă el, dacă este vorba de coreografie, este dans, dacă este dans, poate fi popular, clasic, modern, deci în diferite domenii se dezvoltă diferit. Absolvenții școlii de arte au posibilitatea să-și continue studiile la instituțiile medii și superioare din Republică. Mulți dintre aceștia activează în cele mai prestigioase colective artistice și teatre dramatice. Uite, viitorii concurenți pentru dansator, pentru interpreți, pentru actori. Actori chiar, da. Da, că și luni, adică ieri am avut parte de un reportaj extraordinar de la colegul nostru. Da, ai văzut câte comentare pe Facebook? Da, am văzut. Ai văzut deja și colegul meu tot atacat. Gata, Anatol Poses, chiar am ajuns bun de la rolul lui James Gheară. Da, apropo, pentru cine n-a reușit să privească acest reportaj și nu știe la ce facem referință, puteți să intrați pe pagina noastră de Facebook, pagina Telematinal, și acolo sunt toate reportajele. A făcut un gest bun, da. Am venit și eu cu niște recomandări, da. S-a făcut reportajul ăsta, da. A fost Anatol. Și au până la urmă tot ai ieșit în pierdere. Tot eu am ieșit în pierdere, că am șansa să-mi pierd rolul. Ei, nu, mai cred că e așa, o luăm și noi la mișto, dar nu. O să vedem, dragă, să nu intre în istorie acest eveniment. Ei, istorie. Cred că vrei să dăm și niște informații utile, adică vrei să venim cu acele... Așa crezi că eu îmi doresc lucrul ăsta, da? Da, cred că îți dorești și chiar cred că o să încerc să fac asta. Deci 15 noiembrie 1813 apare primul curs în limba română la Academia Domnească din Iași. La acea vreme s-a constatat nevoia de ingineri hotarnici pentru măsurarea moșiilor, dar care să înțeleagă și vechile hrisoave de proprietăți scrise în românește. Gheorghe Asachi a deschis la Academia Domnească din Iași o clasă specială în limba română pentru a preda un curs de pregătire. Mai târziu, cursul a fost considerat începutul unei facultăți de construcții. Da, uite așa, frumos. Curios. Hmm? În 1956, la această dată de 15 noiembrie, are loc și premiera primului film al lui Elvis Presley, Love Me Tender. Apropo, Elvis a iubit piesa Love Me Tender, devenită titlul filmului. A primit-o de gata, dar nu i-a plăcut, așa că a schimbat atât linia melodică, dar și versurile. Uh-huh. Să știi, practic a compus o piesă nouă, devenind astfel mai mult decât cântăreț. A devenit și producător. Wow, da. Și prima audiție a melodiei a fost la 9 septembrie 1956, cu o lună înainte ca melodia să apară pe coloana sonoră a filmului Love Me Tender. Și fii atentă, filmul trebuia să se numească inițial The Reno Brothers. Serios? Da, dar după succesul melodiei Love Me Tender, care atinsese vânzări record pentru un single, titlul filmului a fost schimbat. Da, sunt multe cazuri așa când s-a schimbat titlul filmului sau serialului pentru că a intervenit ceva. Chiar și a intervenit ceva. A intervenit ceva frumos, s-a vândut, păi da, s-a vândut la greu. Chiar și Friends, dar nu mai știu care era denumirea inițială, dar nu trebuia să se numească așa. Era o denumire mult mai lungă și mai complicată, știi? Și Friends s-a ajuns la Friends pentru că s-a vândut ceva cu Friends. Sau... Nu, doar pentru că ei aveau o sincronizare atât de bună, mm-hmm, între ei, încât s-a decis pe o variantă mai scurtă și mai ușor acceptată de public. Bine, să fie, da, așa. Ok. În anul 1958, la Chișinău, s-a născut interpreta Doina Aldea Teodorovici. A început să studieze pianul de la vârsta de 6 anișori. După absolvirea școlii medii, în 1975, intră la Universitatea de Stat din Chișinău, la Facultatea de Filologie. Activată la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, a fost dansatoare în ansamblu de dansuri populare moldovenească, cu care a avut numeroase turnee în străinătate. Da, și a fost conferit titlul onorific de artistă emerită a Republicii Moldova, iar post-mortem Ordinul Republicii.
Cam așa, dragii noștri, astea au fost câteva dintre evenimentele care au avut loc de-a lungul anilor în această zi de 15 noiembrie, mijlocul lunii noiembrie, practic. Și că tot am vorbit noi despre chestii pe care le putem face inclusiv pentru sănătatea noastră, fapte bune pentru noi înșine. Da, noi ne așteptăm invitatul, da, da. Boxerul, să ne vorbească despre acea luptă genială pe care a reușit el să o câștige, fiind el în luptă cu un georgian. Dar tot la sport rămânem până vine. Da, și asta e un lucru pe care îl putem face pentru noi. Să știți că în acest weekend sportiv de performanță, dar și amatori s-au întrecut la alergat. Ia uzi, da, în orașul Ungheni s-a desfășurat campionatul Republicii Moldova de alergări pe șosea, ediția 16. Exact, la eveniment au putut participa toți doritorii, indiferent de vârstă, iar competiția a fost organizată cu scopul de a promova până la urmă mod sănătos de viață, dar și pentru a selecta cei mai buni sportivi care ne vor reprezenta țara la competițiile internaționale. Ești curioasă să vezi cum da. A fost? Mm? Am și cine sunt câștigători? Și tu? Am fost și eu pe acolo, dar oricum sunt curioasă să văd. Stai, ai fost și ai participat? N-am participat, nu, nu. Eu am fost cu văzutul. Atunci și hai, hai să mai vedem încă o dată, tot stând așa într-o parte. Atenție! Hai! Peste 200 de alergători din țară, dar și de peste hotare, s-au adunat sâmbătă la Ungheni, unde s-a desfășurat campionatul Republicii Moldova de alergări pe șosea, ediția 16-a. Cursa de alergări s-a desfășurat pe o distanță de 10.000 de metri. La întrecere au participat atât sportivii juniori, cât și seniorii și veteranii. Primul a ajuns la linia de finish, Vitalie Gheorghiță, sportiv de performanță și lector universitar. Am ajuns în 30 minute și 20 secunde. Dacă nu mă greșesc, e cel mai bun timp al meu aici. Le-aș spune că sunt mândru. Trebuie să mulțumesc și satisfăcut de munca mea, de efortul depus. Pentru că am mai câștigat aici de multe ori, dar de 10 ani n-am mai câștigat aici. Și atât după 10 ani de pauză, iarăși sunt campion. Am făcut pe 31-20 la 10.000, locul 2. M-am pregătit foarte mult, două antrenamente pe zi. Anul acesta vremea a fost de partea alergătorilor, iar traseul a fost mai bun decât anul trecut. Asta le-a permis sportivilor să-și bată propriile recorduri. De data aceasta traseul a fost schimbat ca pe timpuri, cândva era același traseu. Traseul e mult mai ușor, acum a fost fain, practic îi place, e foarte ușor de scos în timp bun. Am ieșit din 38 de minute, 37 și un pic. Consider că am avut o evoluție foarte bună, comparativ cu anul trecut, pentru că aceasta este a doua ediție la care particip. Nu mă simțeam prea bine înainte, eram un pic obosit, nu m-am recapătat după ultima competiție și consider că 42 de minute este un rezultat extraordinar. M-am așteptat să fac un timp din 36-37, ăsta a fost scopul meu, ca să-mi ating rezultatul, să fac un record. Astăzi. Sunt puțin dezamăgită deoarece m-am așteptat la mai mult, eram pregătită pentru aceasta, dar ce pot spune, nu a fost ziua mea astăzi. Dacă unii nu sunt prea mulțumiți de rezultate, alții au avut mai mult noroc. Competiția asta nu a fost foarte importantă pentru mine, doar că am avut un pariu cu un prieten 2 ani în urmă, că trebuie să fac din 35 minute. Azi am reușit, așa că trebuie să-mi dai câștigul. Pe lângă cei mai tineri, la competiție au participat și sportivi veterani, la distanța de 5.500 de metri. Am venit să particip la cursă ca să-mi măriesc ambițiile, abilitățile, să ne le perfecționez. A fost o cursă foarte frumoasă, a fost o cursă fără așteptări, chiar am alergat și fără ceas. Și văzând atâția sportivi, copilași, fete, băieți, femei, m-a motivat foarte mult. Alergatul, ca orice alt gen de sport, ori îl practici la modul serios, ori cauți scuze. Trebuie să fii pasionat de alergare, să aibă rezistență bună și să fie tare de caracter, în primul rând. Dacă n-ai tare de caracter, deci indiferent de anotimp, trebuie să ieși dimineața la ora 6, la 7, eu ies la 5:50 dimineața, ies la Valea Mor. Alea indiferent de 30 de grade plus, minus 30, plouă, ninge, gheață, zăpadă.
Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Ungheni cu suportul UNICEF și al programului Eu for Moldova. Aceste curse de alergări pe șosea, care se fac doar la Ungheni și campionatul ăsta a Republicii Moldova aici la Ungheni, ne face să fim deosebiți. Și desigur că noi încercăm să contribuim, să organizăm, așa ca deci, acest element să iasă în evidență, pentru că până la urmă este o carte de vizită noastră. Ar fi foarte bine ca toate orășele și raioane de Republica Moldova să organizează așa concursul. Fiindcă dacă ne uităm să organizează hramul, orașul, hramul de diferite municipii, cam rar să fac acțiuni sportive. Cam des se vede numai mese cu mâncare și cu băuturi. Asta nu este un mod sănătos de viață. Pe lângă promovarea unui mod sănătos de viață, campionatul a fost organizat pentru a selecta cei mai buni sportivi, care, anul viitor, ne vor reprezenta țara la campionatul mondial de alergări pe șosea și semimaraton, ce va avea loc la Riga, capitala Letoniei. Ia auzi, frate, l-am văzut pe Alexandru, de parcă el a ajuns finalist. Păi el a ajuns și a bătut recordul. El a ajuns primul? Nu a ajuns primul, a ajuns unul, a avut o performanță extraordinară, dar despre Alexandru Leahu, colegul nostru care a participat și el la acest maraton, așa, o să aflăm mai multe în ziua de vineri. Să vedem cum s-a descurcat. Să cele mai frumoase cadre, da, din slow-mo și după acolo cu efecte și muzică. Așa știm noi, foarte bine. Ne mândrim cu Alexandru Leahu, colegul nostru, ne mândrim în general cu sportivii noștri care ne duc faima la campionatele internaționale de profil. Așa este, ne dăm bine seama că orice succes înseamnă multă muncă, pentru că da, ne putem noi mândri, ne putem noi bucura, dar trebuie să înțelegem de sportiv, pentru că investesc foarte multă muncă, determinare, ba chiar sacrificii. Exact. În cele ce urmează îl vom cunoaște pe boxerul Anatolie Gafin, care a reprezentat Republica Moldova la o competiție ce a avut loc în Germania. Da, l-a avut ca adversar pe un sportiv foarte experimentat din Georgia, așa cum spuneam mai devreme, însă lupta s-a încheiat chiar în prima rundă prin knockout și evident Anatolie a câștigat centura. Bună dimineața! Ia spune, cum te simți? Mă simt mândru de mine că am putut să aduc această victorie în Moldova. Absolut. Și noi îți mulțumim că ești alături de noi ca să ne poți spune mai multe detalii. Dar înainte de asta vreau să te întrebăm mai multe despre tine. Da? Întâi de toate, când ai început să practici acest tip de sport? La inițiativa cui? Au fost părinții cei care te-au îndemnat, te-au dus de mânuță sau a fost decizia ta? Să vă spun cinstit, eu de profesie sunt bucătar. Ce interesant! Dar această inspirație a venit de la un coleg din Cămin și deja practic de 4 ani acest sport. Suntem împreună cu antrenorul meu, domnul Vasile Zbârnea. Suntem deja împreună de 4 ani, adică ne întâlnim pe acest sport. Ia spune-te, rog frumos, povestește un pic despre scena aia cu colegul. Ce a văzut el? Ce zic, Anatole, fă sport, ce am în box, că ești bun pentru asta. Ce s-a întâmplat că a văzut în tine, uite, acest talent? Eram primul an la Cămin, el era anul 2 și a venit așa cumva într-un fel mai mare. Da. Și a spus și băieți, mergem la antrenament și eu așa dintr-o, nu știu cum, dintr-o glumă zic, merg. Da, nu ce face, da. Decât să stau. Și din prima zi mi-a plăcut antrenamentele, mi-a plăcut comunicarea între antrenori, adică legătura aceasta, am simțit-o. Și am mers înainte, deja de 4 ani, nu avem nicio pierdere, mergem doar înainte. Dar colegul a rămas... Colegul, nici nu știu, nici în ziua de azi nu știu. El a fost omul care ți-a spus că hai să mergem și după care s-a dat bine. Da, a dispărut. Anatolie, dar suntem curioși, această meserie de bucătar și cea pe care o ai acum, da, cu boxul, au vreo legătură? Sunt anumite similitudini, chestii care poate... Această conexiune cu alimentele, această conexiune cu bucătarul șef. Nu aș spune că este o legătură, dar știți, puțin chestii care fac antrenamentul, antrenament, lucru e lucru, da. Dar fără acest lucru eu nu pot ca să mă întrețin ca sportiv. Și asta este. E complicat să fii sportiv în Republica Moldova, mă refer inclusiv la finanțe, aici e o chestiune... foarte greu. Uite, hai să mai revenim un pic la bucătărie, pentru că în bucătărie, nu știu dacă ai observat tu, Gordon Ramsay și mare bucătar lucrează în presiune, lucrează în tensiune, mai ales când este vorba de un restaurant celebru și vin foarte mulți oameni, foarte mulți clienți și e nevoie să fie pregătit totul la timp. În sport, la tine cum e? Tot presiune ca și în bucătărie sau nu? Este puțin mai mare presiune. Mai mare presiune.
puțin mai mare, dar oricum ne descurcăm și acolo și aici. Nu știu, mă simt foarte bine în amândouă domenii. Atunci când faci ceea ce îți place, ceea ce ți este cumva predestinat, atunci e și mai ușor, probabil. Dar oricum asta nu anulează toată munca pe care o depui, e multă pregătire. Spune-ne, cât ai pregătit pentru această competiție? Pentru această competiție m-am pregătit undeva vreo lună jumate, două. Adică am renunțat la tot, numai antrenamente. Antrenamente zi, dimineața, seara, câte două antrenamente pe zi, uneori chiar și trei. Adică adio timp liber, adio distracție. Da, nu, asta se exclude. Dar cu mâncarea, cum faci? Pentru că e nevoie să pui ceva la organism ca să ardă energie și ca să ai acea energie. Da, avem un meniu oricare, adică care noi permanent ne ținem de el. În multe cazuri, adică nu chiar alegem alimentele. La mine organismul arde tot. Dar ce nu faceți voi înainte de competiție? Iată, renunțați la ce alimente renunțați sau la ce activități renunțați? Adică aceste distracții, da, care noi chiar și dacă nu avem competiții, noi chiar nu prea mergem la distracții. Nu știu. Ce nu somnul e important? Da, foarte mult somnul. Trebuie să dormim cât mai mult, bine. Nu trebuie să avem careva bătăi de cap, adică... Deci, cărnița e... Da, cărnița nu chiar așa de des. Ceva acolo, un piept de pui, ceva mai ușurel. Deci frigărui nu. Se dau la o parte. Cărniciorii. Și mai ales berea. Combinația asta e periculoasă pentru sportivi. Deja fast food-urile tot, chipsuri, suhari, tot chestii. Uite, vreau să ne povestești un pic despre acest personaj, George Natobaidze. Ce reprezintă el, că am zis că este extraordinar, că a fost unul cu experiență. Concurentul chiar, mă, direct. În prima rundă, așa, să se faci băiatul, omul cu experiență. Eu despre el puțin știu, adică am văzut ceva lupte. Da, a fost foarte experimentat băiatul, are câteva knockout-uri și el, după cum și eu, dar acesta e sportul. Dar tu te pregătești înainte, uite, îți vezi adversarul, știi cum sunt la fotbal, chiar tehnica, și lupte, adică, tehnica, să-l cunoști, de unde este punctul slab, unde este punctul forte, ca să găsești și tu strategii. Se întâmplă lucrul ăsta? Da. Noi analizăm luptele cu domnul antrenor, cu domnul Vasea, analizăm toate luptele și vedem care e minusul, care și cum, și facem strategia noastră și deja în luptă practicăm. Și după practicăm. Prima rând, knockout, așa. Și povestește-ne un pic despre legătura asta pe care ai reușit să o stabilești cu antrenorul tău. Conexiunea asta, vă înțelegeți din prima, cum vă pregătiți împreună? Să vă spun cestit, dacă tot suntem de 4 ani împreună, noi deja de jumătate de cuvânt ne înțelegem. Uite, trebuie făcut ce, trebuie făcut așa. De exemplu, în luptă îmi dă un anumit care eu trebuie să îndeplinesc. Uite, tu trebuie să faci asta, eu deja trebuie să fiu conștient, să fac, să fie tot bine, să meargă lupta cu succes. Ce intră, iată, în această pregătire? Da? Câte ore, în primul rând, dedici sportului, pregătirii? Și ce intră? Alergat, nu știu, sala de sport? Uitați, primele, de exemplu, prima lună, da, facem câte un antrenament pe zi sau două, după care în ultima lună facem cât mai mult, dar nu facem cu greutăți, cu chestii de genul, adică mai mult crossfit, așa, mai ușurel, ca mușchiul să nu se comprime, da, să nu se bată. Adică, da, să fim mai liberi, mai flexibil. Da. Asta e. Anatolie, ne-ai făcut curioși pentru că ai spus că ești bucătar de profesie. Spune-ne dacă mai obișnuiești să gătești, dacă îți prepari tu singur micul dejun, prânzucina. Da, foarte mult iubesc asta să fac. Noi două luni care ne-am pregătit, noi am fost plecați în Olanda și acolo vă dați seama, nu-i mama, nu-i tata sau chestii genul și ești nevoit să-ți faci singur, să pregătești și de o mare plăcere facem asta. Ce găteai? Ce găteai, da.
De exemplu, terci sau diferite paste cu acolo legume. Foarte mult iubesc orezul tot cu legume. Faci sushi? Nu? Sushi până când nu, adică puțin, puțin. Pregătește, pentru că poți cuceri și, dar, și medalii și centuri. Da, șefe, te poți cuceri pentru că iubesc foarte mult sushi-le. Da. Da, absolut. Spune-ne despre planurile tale pe viitor, dacă te pregătești de acum încolo și pentru alte competiții, poate. Și care e scopul pe care vrei să-l atingi? Da, ne pregătim. Acum avem câteva lupte la rând, chiar în luna decembrie, după care martie, până atunci mai apar. Ne pregătim intensiv, nu știu, adică vrem să facem un debut în UFC. Aha. Asta este scopul nostru, să ajungem acolo. UFC, ca să descifrăm? Ultimatum Fighting Champions. A, așa, da. Așa, am înțeles. Ți-e clar acum? Campionatul... Lasă, după asta facem un set pe Google și o să înțelegem mai bine. Da. Ce înseamnă pentru tine, uite, această centură? Tu ai câștigat-o. Antrenorul îți spune, Anatole, foarte bine, felicitări, dar ținem cont de pământ, că el este plat și trebuie să-l simțim, ca să nu zburăm deasupra pământului. Da. Știi cum? Cum te învață să... Da, asta nu e prima centură la mine, adică am mai avut o centură. Și fix așa, permanent trebuie să fii om, da. Adică nu trebuie să, cum a spus dumneavoastră, să ridici mai sus de pământ și sperăm pe viitor să mai apară centuri, nu rămânem la aceasta. Și adică... Dar prietene, cum te privesc? Colegii de breaslă, ce îți spun? Da. În bucătărie zic, ok, bine, Anatole, facem tot ce dorești, sigur, șeful. Da, adică... cu stimă, cu respect, chiar răsătenii din sat se mândresc cu aceasta și eu mă bucur că pot face ceva pentru această țară, pentru satul meu, să mândrească lumea asta. Apropo, să ne spui exact și de unde ești. Sunt din satul Cușmer, care ai unul Șoldănești. A, așa, acum toți cei care se uită la noi să fie mândri. Suntem săteni, soția mea din Șoldănești, așa că, da. Anatolie, spune-ne ce calități crezi că ar trebui să aibă un sportiv pentru a reuși să facă sport de performanță în Republica Moldova? Cât de perseverent trebuie să fie? În primul rând vreau să spun că trebuie să fie dorință. Uh-huh. Dorință. Asta e cel mai principal. Și plăcerea. Că dacă este plăcere, cât de greu nu ți-ar fi, oricum, îți primești ceva, într-un final îți primești ceva. Dar dacă nu ai plăcere, nu ai dorință, asta deja... Da. E în zadar. Da. E în zadar și mâine poi mâine te ciucnești de acea poți muncești 3 ori pe săptămână, 3 ori pe zi antrenament să faci, dar dacă faci așa la... Da, pentru că ne-a spus cineva și nu din plăcere, ai dreptate. Asta. Îți mulțumim mult, Anatol, încă o dată, felicitări și îți spun doar pe curând, pentru că următoarea dată ne aduci toate cele 3, 4, 5, 6, 5. Te așteptăm cu mare drag să ai o dimineață frumoasă. Da, mulțumim mult. Da? Uite așa, dragilor, noi pe nota a campionilor vrem să încheiem această oră. Exact, dar să știți că vom reveni după 8. Da, mult mai încrețuți în noi, nu? Absolut.